bonjour și bine v-am găsit la un nou clip și de data asta avem produse terminate pentru că știu că vă place acest clip. Este unul dintre cele mai cerute și vizualizate clipuri de la mine din totdeauna. Și astăzi am așa o pungă de chestii. A se nota că am mai aruncat din gelurile de duș în mod special în perioada în care nu am filmat, pentru că nu știam dacă să mai țin produsele terminate sau să le arunc, dacă o să mai filmez. Și am avut așa o perioadă de câteva săptămâni în care când terminam gelurile de duș și nu, nu mai am mai aruncat din ele. Dar avem destul de multe și hai să începem, zic, să nu ne mai lungim, că am multe aici în tolba mea cu produse terminate. Am două scrub-uri din astea de la Organics Shop. Știți că v-am mai vorbit eu de scrub-urile astea, le găsiți pe Notino, le găsiți în DM, le găsiți cam, cred că mare parte din magazinele astea unde se găsesc cosmetici în drogherii. Este un scrub pe bază de zahăr, ăsta cu zmeură miroase absolut divin și are un gust, aș putea să zic divin, nu l-am gustat, dar așa îți dă impresia, efectiv. Parcă ți-ai pune șerbet de zmeură pe tine, cam așa miroase și este delicios. Plus că îmi place ca scrub, adică îmi place că este foarte bun. De obicei scrub-urile astea le țin în duș și dimineața când fac duș mă exfoliez cu ele, că mi-e mai simplu decât să folosesc mănușa aia exfoliantă pe care o folosesc seara. E o întreagă nebunie la mine cu exfoliatul, mai ales acum că a venit căldură. Apoi, avem încă ceva super yummy și super delicios, ce am terminat chiar de dimineață, și anume acest gel de duș de la Palmolive. Este ediție limitată, cred că este o variantă de vară, cu grapefruit și pepene galben, cred. Doamne, deci nici nu aveți idee cât de bine miroase chestia asta. Vai de capul meu. Deci este genial. Miroase a... Știți cum era Fruity Fresh-ul ăla de toate fructele mai de mult? E, exact așa miroase. Deci și mie îmi plăcea când eram mică, îmi plăcea mirosul ăsta și acum am dat seama că miroase a Fruity Fresh. Deci miroase exact cum mirosea Fruity Fresh-ul pe vremuri. Nu știu cum o mai mirosi, că n-am mai băut nici de ani, zeci de ani Fruity Fresh, dar exact așa miroase. Miroase ăsta cum mirosea Fruity Fresh în copilăria mea și este genial. Mi-a plăcut foarte tare, foarte fresh așa și l-am folosit și pe post de spumant. Și toată baia mirosea așa, freșa, fructea, nu știu, ceva zemos, așa, un miros din asta de fructe, zemos, dar nu foarte dulce, știți? Și e minunat, minunat. Așa, ce mai avem aici? Mai avem o din asta de dischete de machiantă, ba chiar a rămas o dischetă de machiantă pe care să o... O dischetă de machiantă, da. O dischetă a rămas aici, pe care o voi lua, o voi extrage de aici, că am nevoie de ea pentru unghii. Trebuie să-mi fac unghiile mai târziu. Dar, da, astea au fost niște dischete pe care, nu știu, cred că le-am luat din DM, nu mai știu nici de unde le-am luat. Erau niște dischete din astea, așa, pătrate. Vedeți? Așa și sunt foarte ok. Astea nu prea mai folosesc dischete, mai mult folosesc dischete din astea când îmi fac unghiile. Sau când îmi curăț unghiile, decât... Pe față. Pe față nu mai folosesc, că nu mai folosesc apă micelară decât foarte rar, când n-am chef să mă demachez cu altceva. Și vreau să mă demachez cu apă micelară. Apoi, mai avem un șampon de la Batist, șampon uscat Batist, care știți că îmi place foarte tare și pe care îl iubesc și pe care îl folosesc de ani de zile. Acum folosesc mai rar, mai răruț, pentru că dacă îmi spăl părul în fiecare zi, chiar nu are sens să folosesc șampon uscat, dar mai sunt zile în care mai am nevoie și de șampon uscat și nu mai folosim. Și dacă nu, ori ăștia s-ar mai potoli din am stricat lumina, ce bine ar mai fi. Bun, avem aici una bucată, două bucate de gel de duș de la Palmolive. Ăsta l-am luat întâmplător de aici, de la mine, de la magazin, că rămăsesem fără gel de duș, ce să vedeți. Și mi-am dat seama că îmi place foarte tare mirosul ăsta. Deci, și că ar fi cu orhidei. Acum, abar n-am, orhideea mea care ar fi ca asta de pe ambalaj, cam o orhidee, aproape identică cu asta, nu miroase așa. Dar gelul ăsta de duș miroase iarăși foarte, 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 foarte bine și îmi place foarte tare cum miroase și la fel l-am folosit foarte mult pe ăsta pe post de spumant și de-aia îl iubim și pe ăsta.
Și de-aia am consumat atât de mult. Apoi, avem un Head and Shoulders. Tot timpul zic Head and Shoulders. Nu știu de unde am chestia asta și m-ați corectat și voi. Habar n-am de unde am chestia asta să zic Head and Shoulders. E Head and Shoulders, că e cap și umeri. Dacă vă aduceți aminte de reclama aia de la începuturile lui când intrase pe piață Head and Shoulders, era vorba de faptul că nu rămâne mătreața pe... Nu scade mătreața pe umeri și nu se vede. Ei, este un șampon pe care l-am folosit așa ocazional pentru purifiere sau, mă rog, ăsta era cumva șamponul de rezervă, când nu rămânea fără șamponul meu sau de astea. Apoi, avem aici uleiul ăsta de duș de la Tesorii d'Oriente, care mi-a plăcut foarte mult, adică mi-a plăcut mirosul lui foarte, foarte tare. Puh, m-ai și scuipat. Mulțumesc. Miroase foarte bine, îmi place mirosul lui, este așa vanilat, un miros intens vanilat, cald, oriental, dar că are mult parfum în el, intens mirosul, și de-aia încerc să mă feresc de ăsta pentru că mi usucă pielea. Am terminat și un set din ăsta cu fiole de la L'Oreal, cu acid glicolic. La setul ăsta am muncit destul de mult, că nu le-am folosit pe toate. Odată folosem când aveam niște erupții mai mari de coșuri și când aveam așa niște erupții urâte de coșuri, puneam câte o fiolă din asta seara și a doua zi mi se uscau coșurile. Sunt foarte, foarte bune fiolele astea, dar mare atenție să folosiți SPF după ce le folosiți și să vă hidratați bine pielea după ce le folosiți ca să nu vă usuce pielea, dar mie mi-au plăcut. Eu v-am zis, le folosesc și îmi plac mult. Un produs pe care nu cred că am să-l recumpăr, deși sunt mare fan al acestui brand și mă refer la Lactovit, n-am să recumpăr loțiunea asta de corp, pentru că este extrem de parfumată și are un parfum ciudățel, nu are un parfum din ăla clasic, normal, știți? Are un parfum mai ciudățel, așa, care nu-mi place neapărat, știți? Și... deși este o loțiune hidratantă, este bună, nu prea mă încântă mirosul și nu prea mă încântă atâta parfum în loțiunea de corp, știți? Prefer loțiunea de corp să nu aibă niciun miros, deodorantul meu să nu aibă niciun miros și să pun eu ce parfum vreau peste, știți? Să nu mi se amestece mirosurile. Detest amestecarea asta de mirosuri, adică așa. Și nici nu pot să pun, de exemplu, o loțiune de corp parfumată de la parfumul pe care îl folosesc, pentru că ar fi prea mult parfum pentru mine și mi s-ar face rău. Dar... așa, prefer o loțiune care nu are miros și de asta îmi place foarte mult aia de la Neutrogena, pe care știți că o iubesc de ani de zile. Ea e bună, asta de la Lactovit, este bună ca idee, este bună ca intenție, își face treaba, este cu lactouree și îți hidratează foarte bine pielea, rămâne pielea hidratată, cred că vreo 24 de ore, cam așa, ceea ce e foarte bine, dar nu-mi place mirosul și da. Am folosit-o ca să o termin, dar nu mai, nu, pe asta chiar nu mă recumpăr. În schimb, gelurile de duș de la Lactovit sunt geniale. Nu prea le găsesc când mă duc eu în magazine, când ajung în oraș, nu prea le găsesc în magazinele în care merg eu. Că mi-aș face un stoc așa de vreo 70 de geluri de duș de la Lactovit și să am numai geluri de duș Lactovit, că sunt foarte, foarte bune, nu usucă pielea deloc. Alea sunt, cred că, singurele geluri de duș care chiar nu mi-au uscat pielea. Asta pentru cine este interesat de un gel de duș pentru piele uscată. Deci căutați gelurile de duș de la Lactovit cu capac roșu, că alea sunt pentru piele uscată și foarte uscată și sunt foarte, foarte bune. Adică chiar vezi că nu ți usucă pielea și că pielea se simte mult mai bine. V-am zis, eu i-am descoperit la job și am... știu tehnologia din spate și îmi place foarte mult Lactovitul. Așa, și că tot vorbeam de loțiunea de corp de la Neutrogena, am terminat și un tub din ăsta, loțiunea de corp de la Neutrogena, foarte, foarte bună. Am luat-o pe asta albă, cu capacul alb, să văd dacă e vreo diferență între ea și aia albastră. Nu este nicio diferență, sunt identice, nu e nimic
ciudat, nu știu, tot timpul am senzația că mai este ceva în sticla asta, nu știu de ce are așa, e mai groasă sticla și de aia. Dar foarte, foarte bună loțiunea asta de corp, știți că de fiecare dată, cred că în fiecare clip cu Emtis sau la două clipuri cu Emtis am câte o loțiune din asta și este foarte bună și îmi place foarte, foarte tare. E loțiunea mea de suflet, de corp și mă ajută mult și văd diferența și efectiv te transformi în Kathy Fedor, că dacă o folosești pe o perioadă îndelungată, este foarte bun. Am terminat și un șampon din ăsta de la Fürterer, Forticea. V-am zis eu că ăsta este șamponul meu preferat pentru păr subțire, la momentul actual este foarte bun, îți curăță foarte bine scalpul și nu se electrizează părul de la el și efectiv dă cumva vigoare firului de păr, adică nu-l mai simți atât de subțire, atât de moale, atât de pisicos, atât de fragil și ușor de a se rupe, știți? Nu știu, face ceva, dar face foarte bine. Vă ziceam eu, cred că în ultimul daily vlog, că am găsit un dupe pentru el, și anume șamponul micelar de la Head & Shoulders, dar este aproape identic cu ăsta, doar că mi se electrizează părul îngrozitor de tare de la ăla. Deci asta e singura problemă, mi se electrizează părul și nu acționează la fel cum acționează ăsta, adică la ăsta se vede firul de păr, efectiv îl vezi că e mai gros firul de păr, nu știu dacă îl îmbracă cu ceva, dacă îi face ceva, nu știu, dar mie îmi place foarte tare șamponul ăsta și cu siguranță am să revin la el după ce îl termin pe ăla de la Head & Shoulders, că e bun și ăla, curăță părul, ți se aranjează părul ok, dar mi se electrizează și am o grămadă de antene. Și nu mai vreau să se electrizeze nimic pe aici. Bun! Apoi, trecând la skincare, la partea de față, că am terminat cu corpul în principiu, am terminat așa, uleiul ăsta de demachiere de la Nivea. Este minunat pentru demachiere, nu și pentru spălat fața, adică să nu înlocuiește un gel de duș, deși ei lasă să se înțeleagă asta din reclama lor, dar pentru demachiere este foarte bun și ăsta a fost motivul pentru care nu am mai folosit dischete demachiante, pentru că îl folosești pe ăsta, ai nevoie de o pompiță, maxim două, și stopește efectiv machiajul de pe față. Și este foarte, foarte blând cu tenul, nu ți irită tenul, nu ți-l usuc, nu ți-l agresează în vreun fel și dizolvă tot machiajul de pe față. Și îl folosesc întotdeauna înainte de a mă spăla pe față, special ca să dau stratul la gros de machiaj jos înainte de a mă spăla. L-am recumpărat, doar am recumpărat varianta cu cocos. Ulei de cocos, pentru că am vrut să văd și ăla cum este și îmi place la fel de mult și ăla, este la fel de bun. Bun, apoi am o mască, o mini mască, o doză mică de mască de la Kiehl's, din gama Ultra Facial, e din aceeași gramă cu crema Ultra Facial Cream și am primit-o iarnă, nu știu când am fost și ce m-a surprins pe mine este că masca asta, deși se spune că este intens hidratantă, are textură de gel, iar crema este mult mai densă și mai groasă decât masca asta. A fost bună, a fost hidratantă, era o mască din aia de o lăsai peste noapte așa, a fost hidratantă, a fost ok, dar nu știu dacă mă bate gândul să o cumpăr, adică nu știu dacă mă... Cred că prefer crema din gama asta. Am și tonerul, nici ăla, așa la mi-a plăcut, dar nu mi s-a părut așa ceva wow să mă dea pe spate. Apoi, în materie de seruri, am terminat acidul hialuronic de la The Ordinary, cu 2% acid hialuronic și B5, foarte bun ăsta, îmi place foarte tare, știu că ziceți că e lipicios, v-am mai spus, v-am explicat și de ce este lipicios, v-am explicat în clipul cu acid hialuronic, vi-l las în descriere dacă îl vreți, este foarte bun și revin la ideea din clipul ăla, nu are sens efectiv să dai prea mulți bani pe acidul hialuronic pentru că nu pătrunde mult în piele, adică nu pătrunde decât puțin în piele, oricine ce ar zice nu pătrunde foarte mult în piele. Și oricum ai nevoie de acid hialuronic mai mult ca să stea la suprafața pielii, să-ți protejeze pielea de deshidratare mai degrabă decât să îți hidrateze pielea. Ăsta mie mi-a plăcut foarte tare, dar nu cred că am să le cumpăr pe ăla, ci cred că am să-l cumpăr pe cel de la Revox, pe care l-am terminat, stați, ăsta e de la Revox. L-am terminat și pe ăsta, acid hialuronic, dar ăsta e 5%. Nu are B5, dar e 5% hialuronic și cred că o să-l cumpăr pe asta de la Revox
și ăsta mi-a plăcut foarte tare. Mie nu mi s-au părut excesiv de lipicioase și v-am zis, dacă aveți problema asta cu faptul că sunt lipicioase, aveți răbdare. 30 de secunde, un minut, să intre în piele, da? Și aveți grijă și la cantitatea pe care o puneți, că nu trebuie să puneți mult, o pipetă, câteva picături este suficient, nu trebuie să puneți o tonă, că am mai văzut persoane care puneau câte 3 kg de acid hialuronic și după aia se întrebau de ce mi se ia de pe față. Păi de aia, pentru că dacă pui prea mult, pui degeaba, că pielea n-are ce să facă cu el și e un exces acolo. Da, ambele sunt foarte ok, îmi plac foarte mult și văd că îmi hidratează pielea, adică pielea mea nu mai este așa de deshidratată. Am terminat și vitamina C 20% de la Revox. Și asta mi-a plăcut. Bine, la vitamina C, din nou, vă repet ceea ce v-am spus și în clipul cu vitamina C, pe care la fel vi-l las în descriere. Nu vă puteți aștepta să vedeți rezultate după câteva săptămâni de utilizare. Trebuie să-l folosiți 3, 5, 6 luni. Oricine ce v-ar spune, nu se văd rezultatele, mai ales când vine vorba de pigmentarea pielii, de pătarea pielii, de decolorarea pielii și așa mai departe. Nu, rezultatele nu apar peste noapte, nu apar de azi pe mâine, ci trebuie să aveți multă răbdare și să lucrați mult timp. Și de multe ori, multe pete nici așa, nici cu vitamina C nu dispar, pentru că depinde mult de pată, de originea petei, de cât este de adâncă pata aia în stratul de piele, că nu toate petele sunt făcute la suprafața pielii sau în profunzime. Așa, dar... Da, mi s-a părut ok ăsta, nu știu dacă am să-l recumpăr pe ăsta sau să-l iau pe ăla de la Kiehl's. Acum am ceva de la Oriflame, că mi-a dat Denisa, mi-a făcut cadou de ziua mea o chestie de la Oriflame, tot așa cu un ser cu 10% vitamina C și vreau să-l testez pe ăla și după aceea să vedem. Poate-l cumpăr pe ăla de la Kiehl's, că mi l-ați recomandat multe și pe ăla de la Kiehl's. Un produs care mi-a plăcut foarte, foarte tare, dar pe care n-am să-l recumpăr pentru că vreau să trec la nivelul următor, este ăsta de la Geek & Gorgeous, este A Geek 5, este retinalul de la Geek & Gorgeous, are 0,05% retinal. Eu am luat varianta puțin mai cu mințică, adică nu atât de intensă cu retinal, pentru că mă gândeam că o să usuce foarte tare pielea, dar există și varianta cu 0,1% retinal, care este mai intensă. Ăsta mi-a plăcut foarte tare, că în ciuda faptului că este destul de concentrat, adică e retinal în primul rând, nu e retinol, o să vorbim și despre retinol în curând. Așa, nu mi-a uscat pielea, fiind un ser, a venit sub formă de ser și avea așa o culoare neon galbenă, nu știu, cred că se mai vede puțin pe aici, un galben neon așa era, dar în fiecare seară îl aplicam ori cu acid hialuronic, ori cu o cremă peste și se mai dilua puțin și nu mi-a uscat pielea, dar mi-a plăcut foarte tare și intenționez să revin la retinol sau retinal sau o formă de retinoid ceva, pentru că îmi place retinoidul și este cam singura chestie care funcționează antirid, de adevăratele. Bun, și mai am două produse și anume o cremă de la Gerovital H3 Evolution, care știți că îmi place și este My Love, My Life de ani de zile, o iubesc de foarte mult timp, și o cremă de la Kiehl's. Asta este crema pe care am luat-o de Crăciun, este Ultra Facial Cream-ul pe care am luat-o de Crăciun, am terminat-o acum, aseară am terminat-o și pe asta am terminat-o acum câteva zile. Sunt foarte bune ambele, una are glicerină, una are acid hialuronic în ea. Mie plac ambele. Asta este mai densă și mai grasă și de la Kiehl's și prefer să o folosesc seara. Nu este excesiv de grasă pentru mine, care am tenul uscat. Este potrivită, este bine, este un echilibru perfect. Este genul de cremă foarte bună pe care pot să o combin cu seruri. Pentru că, iarăși, trebuie să aveți un pic de grijă în momentul în care combinați seruri între ele și combinați și creme, pentru că
nu e ok să pui, nu știu, două seruri pe față și după aia să vii cu o cremă foarte densă, foarte grasă, pentru că riști să-ți înfunzi porii. Și asta este, pentru mine, este genul de cremă ok, astfel încât să pot să pun și un ser două de, înainte de ea. Sunt persoane care spun că este foarte, foarte hidratantă și este foarte, foarte densă pentru ele. Probabil că au tenul mai gras și de aia, dar mie îmi place foarte mult. Ea este concepută cumva să se potrivească cam tuturor tipurilor de ten, adică inclusiv pe tenul gras și tenul mixt merge. Are o textură special formulată astfel încât să meargă pe cam toate tipurile de ten și dacă, de exemplu, dacă aveți tenul foarte uscat, cu un ser ar trebui să fie ok, ar trebui să vă fie de ajuns și este formulat astfel încât să te protejeze în mod special de un vânt foarte puternic sau de temperaturi din astea joase, de frig, de ger, este, de aia e bine de folosit în mod special iarna. V-am zis, mi-a plăcut foarte tare și cu siguranță am să o recumpăr și la fel și pe asta de la Gerovital H3 Evolution, la fel și pe asta o să o cumpăr, că și asta îmi place la nebunie, știți că o folosesc de ani de zile. Chiar dacă Gerovitalul nu mă bagă în seamă, eu tot îi iubesc, I don't care. Da, și cam asta a fost pentru astăzi, cam astea au fost produsele mele terminate. Spuneți-mi ce ați încercat voi din ce ați văzut la mine și cum vi s-au părut, care au fost impresiile voastre. Sau dacă aveți alte recomandări, le aștept cu mare, mare drag. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și un share la clipul ăsta dacă vreți să mai facem astfel de clipuri. Să vă abonați, cum ziceam, că este super important, și să vă activați notificările și să veniți pe Instagram, că acolo vorbesc în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip.